Din case poate să însemne și o evadare la țară, într-o oază de liniște și aer curat. O astfel de destinație de vacanțe poate fi Bucovina. O experiență în zonă trebuie neapărat să conțină și un festin tradițional, cu mâncare autentică gătită la foc de lemne pe plită. Sugestia noastră este un ceaun cu tochitură, turte ca la bunica și cartofi copți pe plita încinsă. Dacă aveți drum prin Bucovina, trebuie să treceți neapărat prin localitatea Panaci. Pe lângă priveliște și aerul curat de munte, aici vă puteți bucura și de mâncăruri tradiționale autentice gătite la plită. Toate pregătite în curtea lui Liviu Bazarcă, un sătean care a învățat și a păstrat rețetele vechi ale bunicii lui. Prima delicatesă, turta bucovineană făcută cu maia. Așa am învățat bunica mea, atât pâinea, turtele, cozonacul, toate se fac cu maia. Știți secretul aluatului pufos? Este să îl frămânți atât de mult și atât de bine încât să transpire grinda de sus. În aluat adăugăm un pic de ulei de măsline. Se știe că uleiul de măsline frezezește foarte bine aluatul. Apoi, aluatul este acoperit cu un ștergar și se lasă aproape de cuptor ca să crească mai repede. Între timp, în ceaunul care s-a încins pe plită, se pune o bucată zdravănă de slănină tăiată în bucăți mici, astfel încât să lase untura. Un ceaun fără slănină nu merg. Ia priviți ce culoare îi dă. Adăugăm ceapa tăiată mărunt, mărunt. Adăugăm carnea tăiată cubulețe, carne proaspătă. Adăugăm ardeiul gras, câteva cubulețe de ardeiul gras, să-i dau un gust mai aparte. Se adaugă apoi sare grunjoasă încinsă pe plită, piper alb, cimbru sălbatic, busuioc, puțină mentă și o cană strașnică de vin alb sec. Se completează și focul cu câteva lemne de fag, astfel încât flacăra să fie iute. Cât timp bunătatea din ceaun se rumenește, se coc turtele pe plita încinsă, unde se pun și câteva felii de cartofi, ce se vor transforma în tradiționalele scrijele. Penultim ingredient este o pastă de ardei gras și groșteor. Groșteorul este un rezultat al procesării laptelui. Practic este lapte dat la mașină, mașină manuală, care datează de peste 100 și ceva de ani. Ceaunul mai stă câteva minute pe plită și mâncarea este gata. Preparatul nostru este gata. Îl asezonăm cu un par de vin demisec. Poftă bună tuturor!